Bună seara, conferința s-a terminat, conferința numărul 4, fonduri europene. Îl am alături de mine pe domnul Folea, o să-l întrebăm ce concluzii tragem acum, cum vedem în viitor soluții. Avem, reușim? Cu siguranță reușim, asta nu există dubiu. Pot să vă felicit pentru organizarea acestei conferințe și până asta concluzionez că a fost extraordinar. Voi onora invitația ori de câte ori mă veți chema, cu mare plăcere. Și despre gândurile de viitor, cu siguranță, certitudine că vom continua pe drumul cel bun. Vom avea parte de fonduri, să înțeleg, deci se va mări platformul și atunci poate reușim să accesăm și alte domenii și alte firme să aibă parte de a primi aceste fonduri europene, nu? Să înțeleg. Da, deci subvențiile vor exista, să nu existe teama din partea fermierilor că se plafonează sau scad, nu. Vor fi în continuare și noua politică agricolă, vor fi subvenționate. Agricultura fără subvenție nu poate exista. Mulțumim frumos! Acum, vă mulțumesc mult pentru invitație și, cum am și subliniat, ori de câte ori mă veți invita, cu plăcere voi veni. Și să fim sănătoși. În primul rând să fim sănătoși, să trecem peste afursita asta de pandemie, că să ne întâlnim sănătoși. Mulțumesc! Mulțumim și noi!